Fostul șef al Armatei Republicii Moldova spiona pentru Agenția de Informații Militare a Rusiei. Generalul moldovean raporta așa numiților curatori de la Moscova acțiunile Republicii Moldova, inclusiv detalii despre negocierile pe care le purteau oficialii de la Chișinău cu partenerii din Ucraina, dar și din România. Acesta cerea chiar intervenția armată a Rusiei și spunea că, citez acum, trebuie să închidem urgent granița Republicii Moldova cu România. Dezvăluirea a fost făcută de către Insider, iar detalii despre acest caz are colegul meu, Alexandru Rotaru, prezent acum în plată alături de mine. Alex, te salut, îți mulțumesc pentru prezență. Ce s-a întâmplat acolo, de fapt? Este un caz de spionaj la nivel înalt. Cristi, îți mulțumesc mult pentru invitație. Este dovada clară că Federația Rusă preconizează să controleze Republica Moldova. Vorbim despre cel mai important om din Armata Republicii Moldova după ministrul apărării. Domnul fost comandant al Armatei Republicii Moldova a fost comandant timp de două mandate. O dată în 2013, destituit după trei ani, și a doua oară în 2019, numit culmea de către fostul președinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon. Bun, situația este mai mult decât gravă, pentru că domnul fost comandant avea acces la toate informațiile sensibile în legătură cu securitatea Republicii Moldova și detaliul cel mai important, inclusiv în legătură cu parteneriatele pe care le are Republica Moldova cu România sau Ucraina. Acesta raporta benevol și spunea că, citez acum, cu politicienii ne descurcăm repede, trebuie să vedem cum schimbăm situația din țară, pentru că așa nu se mai poate. Acesta folosea un discurs tipic Kremlinului, acuza conducerea Republicii Moldova, noua conducere a Republicii Moldova, de fascism. Este un discurs pe care l-am văzut de altfel la Kremlin, cu fiecare ocazie la adresa Maiei Sandu și a guvernului pro-european de la Chișinău. Spune acum Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău că este o acțiune fără precedent cu privire la dimensiunile infiltrării forțelor din serviciile secrete ruse în Ministerul Apărării de la Chișinău. Ne întrebăm câte au fost informațiile pe care le-a transmis, ne întrebăm ce a transmis acesta în legătură cu parteneriatele pe care le are Republica Moldova cu România, pentru că acesta se referă direct la România și cataloghează granița moldo-română drept o mare gaură. De ce? Pentru că din România către Ucraina mergeau în primele luni de război extrem de multe ajutoare. De altfel spune acesta că trebuie să o închidem urgent pentru că România mai are încă fabrici de armament. El a fost schimbat din funcție de Maia Sandu după ce a fost aleasă președintă a Republicii Moldova și acum este într-o funcție reprezentativă tot pentru Republica Moldova. Aici este partea ciudată, dacă vrei, a situației, pentru că autoritățile din Republica Moldova încă nu au deschis un dosar pentru înaltă trădare. Spun cei de la Serviciul de Informații că este cea mai gravă formă de înaltă trădare. Șeful administrației prezidențiale de la Chișinău a declarat același lucru, că este o dovadă clară a unei trădări naționale, dar încă nu există un dosar pe numele său. Acesta conduce acum Agenția pentru Refugiați din Republica Moldova, tocmai agenția care primește bani de la ONU și de la Uniunea Europeană pentru a gestiona valul de refugiați venit din Ucraina în Republica Moldova. Incredibil. Îți mulțumesc foarte mult, Alex. Mulțumesc.